Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Vărsător, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna octombrie 2021. Și bineînțeles că vom începe cu tarotul egiptean să vedem care este arcana majoră care vă reprezintă în această lună. După care vom vedea semnătura energetică a acestei luni și vom merge în continuare. Ia să vedem, ok. Și avem Hierofantul, Marele Preot, arcana cu numărul 5. Și vedem în felul următor, dragii mei vărsători, că în această lună sunteți numai buni unii dintre voi de dați sfaturi. Se pare că lumea o să fie atrasă de înțelepciunea voastră, de experiența voastră de viață, n-o cine știe, și vor veni la voi pentru a se consulta, pentru a afla niște răspunsuri sau poate a vă spune niște secrete, mi se spune. Vedeți ce faceți cu secretele, că nu este atât de interesant energetic să cari un bagaj energetic al altei persoane. Da, asta este altă discuție. Bun, ce mai vedem cu Marele Preot? S-ar putea să fie vorba despre căsătorie pentru unii dintre voi. Și s-ar putea să fie vorba și despre contracte. O altă chestie importantă cu această arcană a Marelui Preot este faptul că în această lună octombrie și nu numai în această lună, dar uite, acum a ieșit arcana aceasta pentru voi, e foarte, foarte importantă lecția iertării. Așa că ia gândiți-vă ce anume mai aveți de iertat, pe cine mai aveți de iertat. În primul și în primul rând uitați-vă la voi, la propria persoană, după care vă uitați și împrejur. La fel de bine s-ar putea unii dintre voi cu această arcană să începeți o formă nouă de învățământ, nu știu, să studiați ceva nou. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem, așa cum spuneam mai devreme, care este semnătura energetică a lunii octombrie pentru voi, dragii mei vărsători. Ok. Și avem Stripping Illusions. Ia că te veți da iluziile deoparte. Asta este îndepărtarea iluziilor, îndepărtarea acestor foi de ceapă. Asta este semnătura energetică a lunii pentru voi. Veți vedea lucrurile foarte, foarte clar. Vorbim aici despre o înțelepciune profundă, pentru că altfel nu ai cum să vezi dincolo de iluzie, altfel nu ai cum să vezi dincolo de ceea ce, nu știu, crezi tu că este adevărat. Cam asta se va întâmpla în mare parte, da, în luna octombrie. Se vor da deoparte niște straturi, niște foi, niște, nu știu, văluri și așa mai departe, ca voi să vedeți lucrurile cât se poate de clar. Iluzia va dispărea, uite așa, ca prin minune. Și mergem mai departe pe sectorul iubirii și haideți să vedem care este energia care vrea să vină aici și se grăbește foarte, foarte tare. Și avem arcana cu numărul 12, arcana spânzuratului din tarotul clasic. Aici este iubire pură platonică. Fie că cineva se gândește la voi astfel, da, și nutrește aceste sentimente platonice, sau poate voi sunteți această persoană care nu îndrăzniți să faceți pasul către cineva. O să vedem. La fel, pentru că este arcana numărul 12, dar arcana spânzuratului, asta ne arată cumva o schimbare de perspectivă, poate că voi erați în acest loc, să spunem, de iubire platonică și ceva se schimbă, da? Ajungeți să vedeți persoana altfel, să înțelegeți lucrurile altfel, da? Dizolvarea aceasta a iluziei și poate să faceți primul pas sau viceversa. Mergem mai departe cu mesajele din partea Doamnei Lună și haideți să vedem. Dear Spirit, this is for Aquarius, for October, what do they need to know? Și hai să vedem ce vă spune. Și avem Luna plină în Rac, primul mesaj, și spune a personal issue reaches resolution. Iată o problemă personală sau o problemă care a afectat cumva sectorul familiei, al casei, al căminului, ajunge să se rezolve. Și e foarte posibil, dacă vedem acolo și arcana Marelui Preot, da, în care sunteți voi și poate reprezenta căsătoria, da, instituția căsătoriei. Dacă acolo au fost probleme, dacă acolo să, nu știu, aveți ceva de rezolvat, uite că se rezolvă, ceea ce este foarte bine. Hai să vedem mai departe. What else do they need to know, dear spirit? This is for Aquarius. The energy is gaining momentum, îți spune următorul mesaj, ceva, ceva acumulează energie, ceva, ceva strânge energie și urmează să se materializeze, să se manifeste în viața ta. Dar atenție, mare atenție la gândurile negre, atenție, mare atenție la îndoielile care pot apărea pe parcurs. Da, luna este în creștere, ajunge să se manifeste, ajunge să fie plină, ajunge la final de ciclu, de creștere, dar e foarte important ca
tu, chiar dacă ai, nu știu, nu vezi foarte clar lucrurile, nu vezi foarte clar când o să se îndeplinească toată povestea asta, să nu intervii cu aceste gânduri negative. Și mergem mai departe. What else do they need to know, dear spirit? This is for Aquarius. What else do they need to know? Ok, și avem două. Hai să vedem despre ce este vorba. Ah, ok, și haide să o luăm așa. Your commitment is being tested, este primul pătrar al lunii și spune că angajamentul tău față de cineva sau de ceva este pus la încercare. Asta ar putea să fie și niște teste pe aici, pe acolo, în luna octombrie, iar următorul mesaj, următoarea carte te întreabă What do you need to release? Ce anume trebuie tu să eliberezi? Aici avem luna în scădere. Ce anume trebuie tu să mai eliberezi din viața ta? Pentru a te elibera, pentru a ajunge, da, la un final așa cum îți dorești tu. Mai este ceva, poate sunt niște chestii în interiorul tău care te presează, care te macină, care nu-ți dau pace, poate să fie neiertarea, nu știu. Voi știți mai bine, mai e ceva ce voi trebuie să eliberați, că s-ar putea, din ceea ce mi arată aici pentru unii dintre voi, această presiune din interiorul vostru să pună cumva bețe în roate relațiilor, că e relație de cuplu, că e relație de colegialitate, nu știu. Dar să se fie adunat acolo multe, multe, multe chestii și dacă nu eliberezi ceva din ele, dacă nu rezolvi ceva din ele, s-ar putea să se hâțâne structura aia pe care tu o credeai solidă. Și mergem mai departe și haide să vedem și de aici. Yes, this is for Aquarius. What else do we need to know? Yes, să vedem ce altceva vrea să mai transmită. Bine, le lăsăm pe toate. Pe toate patru, că așa au vrut. Oricum, patru trebuiau. Ia să vedem ce avem. Și avem luna în fecioară. Este primul mesaj pentru voi. Și vă spunem felul următor. Dacă au fost probleme de sănătate, dacă au fost, nu știu, o stare de oboseală, de lipsă de energie, haide să-i spunem așa, dacă au fost problemuțe pe parte financiară, materială și așa mai departe, chestii care, repet, au influențat sau au afectat cumva căminul, casa, familia, iată că apare acest boost, apare această înflorire, să-i spunem, da, înflorire, că nu vine alt cuvânt deștept în minte acum, a acestor chestii, da, sectorul financiar și sănătatea, o să vă simțiți mai plini de forță, de vitalitate și uite că și cămăruța voastră se umple. Ei, ce spuneam, da, poftim, iată-te, este și luna, eclipsa, mă scuzați, în rac și vorbește despre acceptance, acceptarea, da, vedem aici casa, căminul și două persoane care se țin de mână. Poate este nevoie de mai multă acceptare din partea voastră, a partenerului sau a situației în care sunteți, că probabil acolo au fost niște fluctuații, acolo poate au fost niște problemuțe și se ajunge, da, poate la această stare de acceptare sau poate e nevoie, vine spiritul și spune, este nevoie de această stare de acceptare. Că dacă nu ne punem și în papucii celuilalt și dacă nu înțelegem că este ceea ce este, fără să mai brodăm și să mai croșetăm împrejurul problemei, da, lucrurile ar fi foarte simple și ne-am înțelege mult mai bine. Ei, da, e ușor în teorie, nu? Știu. Bun, și mai avem luna în Capricorn. Iată că luna în Capricorn vorbește despre reușite, da? Despre lucruri pe care, realizări reușite pe care de care veți avea parte în această lună, octombrie. Repet, este un salt, da? Când vine vorba și de sănătatea voastră, de starea voastră de spirit, dar și pe parte de carieră și pe parte de finanțe. Hop, mai urcați aici un delușor. Hop, mai urcați o treaptă pentru a ajunge în vârful muntelui. Și asta am lăsat așa la sfârșit. Este soarele în leu și se numește Joy și anume veselia, bucuria, a time for celebration and success. Iată că apare o perioadă de sărbătorire, de succes, de împlinire. Cred că era și cazul. Vă aud pe unii dintre voi, era și cazul. Era și cazul. Lasă să vină, Doamne ajută, inshallah, să mă utilbi. Și haideți să mergem mai departe și să vedem și Osho. Ce vrea să vă spună, Dear Spirit, this is for Aquarius for October. What do they need to know? Și să vedem. Bun, și iată că avem renunțarea. Este patru de cupe din tarotul clasic și cartea asta, aceasta vorbește fie despre renunțarea la gândurile negre, la fantomele trecutului, la toate nebuniile la care îți făceau bzz, 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 pe la mansardă pe acolo și ar fi bine să fie așa, este nevoie de lucrul acesta.
Dar la fel de bine spune că unii dintre voi ați fost foarte, foarte, foarte aproape de a renunța la ceva. Nu mai pot, deci nu mai suport, gata. Am tras atât, am încercat atât de mult, am ajuns la capătul puterilor și vine și spune cartea asta, nu renunța, da? Nu renunța pentru că ceva se schimbă, nu renunța pentru că ești foarte, foarte, foarte aproape să faci acel declic și lucrurile să se sucească înspre bine. Haideți să vedem mai departe o reasuvenit din nou. Ia uite tristețea voastră, izolarea, treiul de săbii din tarotul clasic, foarte multă durere, dar sunt emoții reprimate și mi-arată acea carte pe care ați văzut-o și voi, what do you need to release, ce anume mai trebuie tu să scoți la suprafață, de ce anume trebuie tu să te eliberezi, sunt emoții reprimate acolo, dați-le voie să iasă la suprafață, într-un mod ecologic, evident. What else do they need to know in spirit? Hop, și așa. Conștiința. Da? Ia cătă conștiința. Despre asta vorbim, despre conștientizare, în primul rând. Da? Conștientizarea situației în care mă aflu, conștientizarea propriei persoane și conștientizarea persoanei din fața mea. Dar de la un nivel mult mai înalt. Despre asta vorbește această carte. În momentul în care să vezi detașat, da, din acest punct al conștiinței, tot ce se întâmplă în jurul tău și nu prin lentilele furiei și nu prin lentilele traumelor și așa mai departe, ai să înțelegi lucrurile cu totul și cu totul altfel și din acel punct poți proiecta și poți crea ceva cu totul diferit și, bineînțeles, benefic ție. No, hai să vedem mai departe. Is there anything else you need to know? Of course. Ghidarea. Ascultă ghidarea. Ești ghidat din toate părțile. Ia că spiritul vrea să ia legătura cu tine și să transmită încotro. Trebuie tu să te îndrepți. Tot ceea ce faci, ce trebuie să faci este să asculți această ghidare. Din partea spiritului și ghidarea, evident, ghidarea propriei persoane. Ascultă-ți vocea interioară. Ia că detașarea. Poate pentru unii dintre voi este nevoie. Voie, da, să vă detașați în această lună de un mediu care nu vă mai servește. Și mergem și mai departe la Cooper Deck și haideți să vedem și el ce vrea să vă spună. The Spirit, this is for Aquarius, what do they need to know for October? Yes, să vedem. The Spirit, this is for Aquarius. Toil and Labor, ia câtă cartea muncii. Haideți să vedem despre ce este vorba acolo cu cartea muncii. Ce se întâmplă, ce se întâmplă pe sectorul muncii, vedem clar, acolo sunt niște realizări, poate unii dintre voi aveți nevoie, așteptați poate o promovare sau poate chiar să vină, da, niște lucruri acolo și o să vină către voi. Pentru alții dintre voi se arată într-adevăr o schimbare când vine vorba de locul de muncă, ia că avem cartea sicriului și locul muncii care ne arată o încheiere, un final, da, pe acest sector și lucrurile se transformă. Ia că cartea persoanei false, haideți să vedem în continuare. Să vedem despre ce este vorba. Privileged ladies, ar putea să fie vorba despre o domnișoară, nu neapărat domnișoară, o persoană tânără, o persoană care este, nu știu, cochetă, se aranjează, se ceva de genul acesta. Poate că este vorba despre cineva de la locul vostru de muncă și veți afla în această perioadă că această persoană nu a fost tocmai așa cum trebuia să fie cu voi și ia cătă și cartea călătoriei, journey. Vedem că în momentul unii dintre voi, a poate fi și unul dintre voi care trebuie să audă mesajul acesta, în momentul în care veți afla că această persoană a fost falsă, mă rog, nu a fost sinceră cu voi, nu a avut intenții tocmai bune, vedem că se pune un final, se pune punct acestei colaborări, acestei relații și se încheie un ciclu. Da, cartea călătoriei are numărul 10. Și vorbește despre încheierea unui capitol pentru a putea merge mai departe. Concern, se pare că cineva va fi îngrijorat, da, de această terminare, de această finalitate, mai ales când este vorba de locul de muncă. Dar spiritul vă spune, nu vă faceți probleme pentru că vedem reușită, da, vedem succes. Da, fără doar și poate ia câtă cartea hoțului și cartea judecății. Unii dintre voi veți afla că la locul de muncă ceva s-a întâmplat, sau un coleg, o colegă, o chestie de genul acesta și se termină acolo, se încheie contractele, ca și cum v-ați fi așteptat la lucrul acesta. Sau poate unii dintre voi chiar sunteți într-un proces, da, cu cineva și ia că te vedem și High Honor, cartea de onoare înaltă care vorbește despre rezolvarea acestei situații. Se rezolvă, aveți câștig de cauză. Foarte, foarte interesant. Dar vedem foarte mult stres, da, pe tema aceasta cu persoana falsă, cu locul de muncă.
Is there anything else I need to know, dear spirit? Așa că s-au întors cum trebuie, is there anything else I need to know about this last part of my Aquarius? The Lovers, iată cartea îndrăgostiților, dar poate arăta parteneriatul despre care vorbim, un parteneriat în care ați fost împreună cu această persoană, dar la fel de bine poate să vorbească și despre poate să vorbească și despre o relație în care sunteți cu cineva și poate din întâmplare lucrați în același loc, da? Împărtășiți același loc de muncă. Este clar, vorbim de faptul că și mi-arată dizolvarea iluziilor. Faptul că veți vedea foarte clar că o persoană nu a fost așa cum trebuie să fie. Da? Se ajunge, poate să fie judecată 3D, da? Asta de la noi de pătera, poate să fie faptul că voi stați și vă gândiți și judecați această situație și hotărâți până la urmă să plecați mai departe. Da? Ceva nu este ok acolo, ia cât în bad health, sănătatea șubredă, dar este sănătatea acestei relații, acestei situații, mi se spune. Bun, hai să mergem mai departe, o să vedeți voi ce și cum se arată la voi prin o gradă pe acolo, clar nu este pentru toată lumea, dar vedem câștig de cauză, se rezolvă problemele și v-a zis primul mesaj din partea doamnei lună că se rezolvă o chestie care v-a tot măcinat. Poftim, la rădăcina primului pachet de tarot este cartea Universului, cartea Lumii și ne spune că un capitol se închide din viața voastră și altceva nou începe. Haideți să vedem. Yes, spirit, this is for Aquarius. What do they need to know for October? This is for Aquarius. Da, iată. Și vedem judecată din nou. Bine, este judgment, da? Din nou, cartea judecății. Am zis-o bine, mă gândeam eu la alte chestii. Truth se numește, adevărul. Dacă sunteți unii dintre voi într-o situație, repet, care ține de tribunal, de judecată, de procese și așa mai departe, adevărul va ieși la suprafață. Oricât o persoană a încercat și vedem și cu cartea hoțului și cartea persoanei false, a încercat să acopere adevărul și să pună și să nu știu ce, nu, ăstea se vor spulbera și adevărul iese la suprafață. Death and Transformation, următoarea este cartea morții și a transformării. În urma, ori în urma aflării acestui adevăr, ori după ce se soluționează toată această problemă, vedem că ceva se încheie, ceva se termină și voi veți merge pe un alt drum. What else do they need to know? Mama, arcană majoră după arcană majoră, iată, patience, răbdarea, temperanța. Poate pentru unii dintre voi această situație durează de ceva vreme și abia acum ajunge la soluționare, abia acum se rezolvă lucrurile. A patra arcană majoră și îți spune că se rezolvă lucrurile este destiny, este roata norocului din tarotul clasic. Lucrurile se schimbă, dar se schimbă în favoarea ta. Dacă până acum tu ai stat într-un capitol de viață mai puțin plăcut ție, nu nefolositor, foarte folositor, că ai avut multe chestii de învățat. Dacă până acum ai stat acolo, acum lucrurile se schimbă și apare acest salt, da? Apare această răsturnare, să zic, de situație, dar în favoarea ta. Foarte frumos. What else do they need to know, dear spirit? Oh, și așa. Ia uite, trapped in fears. În centrul citirii voastre, optul de săbii, există foarte multă teamă pentru unii dintre voi. Și teamă, și nu zice numai teamă, vorbește și despre disperare. Da, cred că ăsta este cuvântul potrivit, disperare. Nu mai văd cum să ies din situația asta, nu mai văd lumința de la capătul tunelului și așa mai departe, dar soarele răsare, soarele vine, tot ce îți cere spiritul este să nu renunți, nu renunța, pentru că lucrurile se rezolvă și se rezolvă într-un mare fel. 9 de monede, 9 de monede vorbește despre abundență, vorbește despre a avea tot ceea ce îți dorești. Iată că ai avut răbdarea necesară și ajungi să culegi aceste roade. Interesant. Haideți să vedem. What else do they need to know? This is for Aquarius for October. Love begins. Iată, apare și asul de cupe, începe dragostea pentru unii dintre voi. Și am văzut acolo zona de iubire platonică și nu știu ce. S-ar putea să se termine lucrul acesta și să înceapă o nouă poveste de dragoste. Iată, face parte din destinul vostru, da? Face parte din drumul vostru în viață. Și haideți să vedem mai departe. What else do they need to know? Ia, ce avem? Stand your ground. Rămâi ferm pe poziție, chiar dacă ți-e teamă, chiar dacă ți-e frică, chiar dacă te apuci cu mâinile de cap așa, vine spiritul și spune rămâi ferm pe poziție, nu ceda, pentru că vei avea de câștigat. Aici una bucată mesaj.
Alt mesaj care vine este în felul următor, pentru că unii dintre voi ați trecut prin ce ați trecut, pentru că aveți emoții reprimate, care ar fi bine să le scoateți la suprafață. În momentul în care vine această nouă iubire, vine această propunere, s-ar putea să vă găsească, da, în această poziție de teamă, de frică și în poziție de defensivă cu șaptele de bâte și să fiți puțin așa, nu mai vreau că, Doamne, prin ce am trecut, nu mai vreau chestii de genul ăsta, nu mai vreau. Ia vezi tu dacă îți servește această atitudine și dacă vrei să rămâi așa toată viața. Și hai să vedem ce mai avem aici. Accelerated motion, optul de monede, Doamne, optul de bâte și îți spune în felul următor că urmează să primești niște vești. Urmează să o comunicare, da, este accentuată în această lună octombrie și niște vești vin către tine. Lucrurile capătă viteză, lucrurile se schimbă, așa cum am văzut, și apare această lumină a stelei, apare această manifestare a ceea ce tu îți dorești. E important, important să ieși din această stare de teamă, de frică, de neîncredere. Și să mergem și mai departe cu al doilea pachet. Ia uite, iar se arată balanța aici, iar se arată justiția. Foarte, foarte interesant. Da, justiția, pentru că așa o știm noi reprezentată, da, legată la ochi și cu cele două talere. Dar ce avem aici se numește injustice, da? Nedreptatea. Nu știu dacă se vede până la voi, scrie injustice pe această carte. Nedreptatea, clar. Ori ați avut parte de o nedreptate grosolană, ca să-i spun așa, din ceea ce simt eu aici, ori vă veți confrunta cu ea în această lună, dar dacă va fi în această lună, foarte bine că se întâmplă și știu că o să spuneți că sunt nebună, asta este, dar foarte bine că se întâmplă pentru că vă dă acel șut în fund de care aveți nevoie pentru a vă schimba traiectoria în viață, pentru că voi nu în zona asta trebuie să fiți, voi nu în energia asta trebuie să vă mai scăldați și aveți poate nevoie de a vedea crudul adevăr, pentru a putea merge mai departe. Și haideți să vedem din spirit. Ups, așa. Ok, și avem regina de cupe. Iată, regina de cupe s-ar putea pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu cineva în zodie de apă sau cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în zodie de apă, când vine vorba de toată această poveste cu justiția și cu poate trădarea și ce s-a mai întâmplat acolo. Nu e obligatoriu să fie cineva în zodie de apă, dar cel puțin așa mi se spune cu această, cu această carte de regină de cupe. Haideți să vedem why is just here. Why is just here? The Lovers. Peste cartea morții și a transformării, categoric pentru unii dintre voi, fie s-a terminat într-un mod destul de urât ceva, o relație, fie, da, s-ar putea să se întâmple luna aceasta, dar mai putem vedea un alt mesaj care vine cu aceste două cărți, este că de la o iubire platonică, de la o admirație și mai departe, se poate transforma ceva într-o iubire, într-o relație pe bune, da, fără să ne mai uităm așa și atât. Bun, hai să mergem mai departe. La fel de bine vreau să nu uitați, această carte vorbește și despre alegeri, da? După ce se termină ceva, vine momentul să faci o alegere, încotro mă duc și alege de aici din iubire și nu din frică. Why is patience here? Yes, să vedem. Ce mai avem noi aici? Ok, și avem asul de săbi, categoric vin niște vești către voi. Vin niște vești și vin niște vești bune după o perioadă de așteptare. Ați așteptat, ați așteptat, ați așteptat, în sfârșit lucrurile se clarifică. Da, vorbim de vești și de clarificarea unor lucruri, unor situații, dar voi așteptați lucrul acesta, ia cătă vine. Why is destiny here? Why is the wheel of fortune for my Aquarius? Și avem 9 of Arrows, este 9 de săbi. 9 de săbi peste cartea norocului și ne spune în felul următor. Exact cum v-am spus mai devreme, pentru unii dintre voi se termină o perioadă din viața voastră extrem de stresantă, extrem de obositoare, extrem de dureroasă. Au fost acolo niște chestii de Doamne, se simt într-un mare fel. Se termină, asta este important să înțelegeți, se termină lucrul acesta și în sfârșit, da, se arată soarele pe strada voastră, în sfârșit se întoarce acest noroc, în sfârșit apare această înflorire. Why is the Eight of Swords on my Aquarius here? Oh, ce frumos! Transition! Peste optul de bâte este cartea de tranziție, este șasele de săbi și îți spune, în această lună ai ocazia să ieși din această închisoare. Îți se dă ocazia să ieși din această zonă de frică, de tristețe, de neîncredere și să mergi către lumină și să mergi către, ia uite, către ce? Către abundență.
Cât de frumos! Why is the Nine of Pentacles here? Oh my God, cât de frumos! Cât de frumos ați așa, așa că eu am o treabă, trebuie să fie așezate. Peste 9 de monede, unde v-am spus că este abundență, este tot ceea ce v-ați dorit, confortul pe care vi l-ați dorit și stabilitatea și liniștea pe care v-ați dorit-o, poftim, este Cartea Soarelui. Cartea Soarelui care vorbește despre reușită și succes, victorie, cât de frumos. Why is the Ace of Cups here for my Aquarius? Why is the Ace of Cups? Which one? Which one? Ok, le vrea pe amândouă. Dacă le vrea pe amândouă, ia câte le lăsăm pe amândouă și peste Asul de Cupe, da, unde ne vorbește despre începutul unei povești de iubire, avem Turnul. Ia câte cartea Turnului și mai avem și Regele de Săbii. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba despre cineva în zodie de aer cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în zodie de aer care vine în realitatea voastră, acest Rege de Săbii, no? Ia câte vine, apare și face apariția, nu e obligatoriu să fie, nu e obligatoriu să fie în zodie de aer, poate să fie o persoană foarte, foarte înțeleaptă din ceea ce vedem cu acest șoim, da? Aici o persoană înțeleaptă, o persoană ageră, o persoană care are abilitatea aceasta de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă foarte înaltă. Și cu cartea Turnului, haide să ne înțelegem că s-ar putea această persoană să-ți facă o surpriză, uite așa, și să nu te aștepți la venirea acestei iubiri. Lasă mai lucrurile să se întâmple. Lasă viața să se întâmple. Bun, și haide să vedem why is the Seven of Wands here. Why is the Seven of Wands here from my Aquarius? Bun, și avem Hermitul, da? Cartea Hermitului, cartea Pusnicului, interiorizarea. Și spune în felul următor, vei găsi puterea de a rămâne ferm pe poziție, vei găsi puterea în tine și numai în tine. Acolo trebuie să te duci cu tine, trebuie să te consulți pentru a avea puterea să stai și ai avut-o, da? Și să o ai în continuare, să nu cedezi, să rămâi ferm în momentul acestor schimbări importante. Ce vedem noi în fundal acolo este un moment de eclipsă. Eclipsa reprezintă schimbări profunde, majore. Nu ceda, rămâi ferm pe poziție pentru că lucrurile se întorc în favoarea ta de numai. Bun, și haideți să vedem why is the Eight of Wands here for my Aquarius. Why is the Eight of Wands? Balance. Ia cătă cartea echilibrului, este temperanța, dar îți spune ceea ce tu ai așteptat să se restabilească echilibrul în viața ta, asta se întâmplă și ai așteptat să se întâmple și în sfârșit vine către tine. Foarte, foarte, foarte frumos. Ok, și uite, Asul de Cupe din nou, da? Ne confirmă faptul că o nouă iubire apare. Ce mă mai alind. Bun, haideți să vedem ce vrea să vă spună și amorul ghebos, dragii mei. Pentru luna octombrie. Yes, spirit, this is for Aquarius. What do they need to know for October? This is for Aquarius. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Children, ia cătă unii dintre voi s-ar putea să aveți copii și să, sper să nu fie implicați în toată povestea asta, dar în fine, da, așa mi-a venit mie gândul. Sau cine și această persoană care vine către voi are copii sau animăluțe de companie sau poate își dorește acest lucru alături de voi. Anything else they need to know, dear spirit, when it comes to love for my Aquarius? Ia să vedem, să vedem. Finances and career. Ia câte finanțe și carieră și îmi spune că unii dintre voi ați tras pe brânci, s-ar putea să fiți părinți singuri, mi se spune, ceva de genul acesta și a trebuit sau poate să erați singurii care aduceau, da, și susțineau familia din punct de vedere financiar, poate partenera, partenerul nu muncea, vă văd singuri aici și felul în care munciți și trageți pentru a aduce, să puneți pe masă tot ce trebuie pentru copii, pentru unii dintre voi, evident. Foarte mult stres, da, în jurul acestei zone de finanțe și carieră. This could be the one, ia cătă cât de interesant, acesta s-ar putea sau aceasta, da, s-ar putea să fie persoana potrivită pentru tine și ne spune că pentru unii dintre voi această persoană care intră în viața voastră, da, cu iubirea și așa mai departe și vă ia puțin pe surprindere, deja ați cunoscut-o, da, s-ar putea să o știți, poate, nu știu, prieteni, locul de muncă și așa mai departe, dar să fi fost doar chestia platonică și atât. Și uite că vine turnul, uite că vine surpriza.
What else do they need to know, dear spirit? Free yourself. Iată, a venit momentul să te eliberezi și să preiei controlul vieții tale. Să nu mai stai în teamă, să nu mai stai în frică. Dă voie acestei energii de roata norocului să se manifeste în viața ta. Și hai să vedem ce mai avem. Stay optimistic about your love life. Ia că te rămâi optimist în ceea ce privește viața ta amoroasă. Nu veni cu gândurile alea negre. Și ai văzut ce ți-a zis doamna lună, da? Urmează să se manifeste ceea ce dorești în viața ta, dar ai grijă la gândurile negre. Hai să vedem și de aici ce alte mesaje. Am o voce ciudată, nu? Mi se pare că am o voce ciudată. Eu mă aud ciudat pe mine în momentul ăsta. Foarte interesant. Bun, haideți să vedem. What else do they need to know, dear spirit? This is for I Aquarius for October. Hey, yes! Victory and success, victorie și succes. Și v-am spus, dragii mei, nu renunțați, nu renunțați, nu renunțați. Pentru că se întoarce roata și se întoarce în favoarea voastră. Oh my God, cât de frumos și cartea soarelui. Mamă, dar ce reușită frumoasă. Știu că erați în genunchi, știu că nu mai puteați, știu că erați la limita capătul puterilor, dar nu renunțați pentru că se întoarce roata atât de frumos. Atât de frumos. Ia că the temple path, la templul acesta al sufletului tău, templul de aur. Și spune în felul tău următor, sunt entuziasmată și așa fac eu. Îți spune spiritul în felul următor, tot ce s-a întâmplat, tot ce se întâmplă face parte din drumul vieții tale, exact așa trebuie să fie. Ești protejat, ești ghidat, iacătă orbii aceștia de lumină pentru a ajunge aici, la palatul acesta de aur, la înțelepciunea sufletului tău și, bineînțeles, la abundența pe care o vedem, am văzut-o mai devreme. Yes, să vedem, da, iată-te, temperanța, ați avut răbdare și a venit momentul divin, a venit timpul divin să se manifeste toate lucrurile acestea. Ce mă bucur, ce mă bucur, ce mă bucur. Începuse așa puțin ciudat, dar ce întorsătură frumoasă, frumoasă, frumoasă și îmi place. Haideți să vedem și de aici. Dacă mai văd talere de-astea în citirea voastră, iată-te din nou talerele. Iarăși ne duce cu gândul la justiție, doar că aici îți spune to be fair, să fii cinstit cu tine, pentru că ceva nou vine în viața ta și ceva vechi, da, poate fi trecutul tău aici, care nu-ți mai servește, nu te mai reprezintă, nu mai are ce să te învețe. Vor fi prezente ambele la un moment dat, în luna octombrie, și îți spune fii cinstit cu tine și corect cu tine, ce anume trebuie tu să, ce anume ai vrea să alegi. Da? Angajamentul tău față de tine sau față de cineva va fi pus la încercare. Ceva nu este pentru tine și ai să vezi din plin că nu este pentru tine și ceva nou apare. Folosește-te de înțelepciunea ta, ascultă vocea sufletului și atunci vei lua alegerea corectă, vei face alegerea corectă. Poftim, not for you. Ceva nu este pentru tine. Aceeași gogoașă de asta dezumflată sau ce Dumnezeu este răvaș de-aia cu răvașii acolo, este aici, este același lucru. A, ceva nu este pentru tine și ceva este pentru tine. Important este să rețineți că semnătura energetică a acestei luni octombrie este dizolvarea iluziilor, așa că veți vedea foarte clar. Și Unfinished Symphony, iată ceea ce credeați că nu o să se mai termine și tot se tătătă și tot se tătătă și mai cânta trei note și mai cânta trei note, ajunge să se încheie. What else do they need to know? Higher power, iată, sunteți ghidați să mergeți poate într-o altă direcție, sunteți ghidați de acele forțe înalte și îți spune ascultă ghidarea, poate veni prin vise, poate veni prin meditație, poate veni prin mesaje de genul acesta, ascultați ghidarea. Da? Sunt acele gânduri, da, pe care voi le-ați avut și am văzut foarte multe gânduri, ăla cu mâna la cap, optul de săbi. Foarte multe gânduri, foarte multe întrebări care vor primi răspuns în această lună. Și haideți să vedem și mai departe. Hai să vedem și mai departe. This is for Aquarius. What do they need to know, dear spirit? Action. Ia câtă acțiune, acțiune, acțiune. Și acum mi-a arătat optul de bâte, lucrurile vor căpăta viteză. Dacă au fost stagnante până acum și dacă ați crezut că nu se mai rezolvă nimic, uite că ele... ele prin viteza asta vreau să zic. Acțiune, asta ne mai spune următorul lucru, veți acționa, veți trece la acțiune. Dacă până acum nu știați încotro să vă duceți pentru că
nu vedeați lucrurile foarte clar, pentru că nu aveați toate informațiile și așa mai departe. Uite că acum se trece la acțiune. De ce? Pentru că vedem Illumination, vedem cartea de iluminare, ceva acolo, în momentul în care se dau vălurile acelea jos și veți vedea clar, e bang! O, Doamne, acum văd! O, Doamne, acum înțeleg și poftim New Beginnings! Noi începuturi apar în viața voastră și sunt noi începuturi extraordinar de frumoase, extraordinar de benefice! Oh, avem două, da? Din nou patience, Doamne, câtă răbdare, câtă răbdare, incredibil, deci incredibil, răbdare, răbdare după răbdare, dar uite că lucrurile se manifestă și enlightenment, iluminarea. Clar, pentru că poate în această perioadă de răbdare, în această perioadă în care ați stat și v-ați tras de voi acolo să nu cedați, să nu renunțați și așa mai departe, au venit aceste momente de înțelepciune, au venit aceste momente de iluminare, așa cum scrie pe carte. Dar acum, în această lună, este, simt că ar fi apogeul, da? Se ia și ultimul strat de pe ochii voștri și veți vedea niște lucruri, chiar dacă nu sunt foarte plăcute, le veți vedea foarte clar și este spre binele vostru, face parte din drumul vieții voastre. Iar chestia asta, da, vă duce, dacă vă dați voie să plecați din zona respectivă, vă duce către lumină, către succes. Foarte, foarte interesant. E foarte interesant de ce? Că acum mi atrage atenția cartea cu eclipsa în rac. Da? Eclipsa în rac de acea... Haideți să vă arăt. Asta cu acceptarea. Da? Și am zis eu că e bine de adoptat starea de acceptare și îmi spune da. Pentru că aici, pe zona familiei, da, racul este pe casa a patra, zona familiei, aici parcă se întâmplă niște lucruri și este nevoie de această stare de acceptare cât mai mult posibil. Este ceea ce este. Bun, ce trebuie să facem? Așa, haideți să vedem care este arhanghelul care vrea să vină alături de voi în această lună octombrie, dragii mei, vărsători. Și avem doi, ok, avem doi, aveți nevoie, nu? Și avem arhanghelul Gabriel și arhanghelul Raziel. Haideți să vedem ce zice la Gabriel, ia că are numărul 1, da? Noi începuturi, ce frumos! Și zice în felul următor, ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare putere lăuntrică și eu te ajut să-ți revelezi adevărul ultim dumnezeiesc în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Ce frumos! Și haideți să vedem ce spune și Raziel, numărul 40, poate e important pentru voi. Îți ofer starea de puritate perfectă și de originalitate divină. Te conduc în tărâmul enigmatic al ideilor pure arhetipale, unde se află izvorul tuturor adevărurilor dumnezeiești. Ia vedeți voi ce faceți cu meditația și ce faceți cu ghidarea și colaborați voi cu... Așa că vrea să vă arate niște chestii importante, mi se spune. Meditați și chemați energia lui Raziel și cereți să vă arate ce e important pentru voi, pentru acest moment al vieții voastre. Și haideți să vedem și mesajele din partea îngerilor. Yes, spirit, what do they need to know? Yes, să vedem. Celeste, iacătă, îți spune în felul următor că în luna octombrie se arată o schimbare sau mutare, fie de la un loc de muncă la altul, fie dintr-o casă în alta, da, schimbare de locuință. Iar această schimbare va aduce o energie pozitivă în viața ta și asta am văzut foarte, foarte clar. Și vine și Maia și Maia te trimite la școală și spune să studiezi, să aduni cât mai multe informații despre ceea ce te interesează, să studiezi despre tine, despre dezvoltare personală. E foarte important, da? Și roagă îngerii, pe cine vrei tu să rogi, să te ghideze în această perioadă. Mystic îți spune, nu renunța, dă-i înainte și nu te opri dacă primești răspunsul. Stand your ground, rămâi ferm pe poziție, așteaptă-te la soluții miraculoase. Cel puțin asta vedem pentru unii dintre voi aici, soluții miraculoase. Bun, și vine și Opal, iată-te, vorbim de niște copii aici. Copiii tăi, și spune în felul următor, copiii tăi de aici, de pe pământ și din ceruri sunt foarte bine îngrijiți și sunt foarte fericiți. Așa că nu îți face probleme, mai ales dacă e o situație de genul ăsta, că ce o să se întâmple cu copilul, copiii. Tot felul de întrebări normale, de altfel îți spune stai liniștit că sunt foarte, foarte, foarte bine protejați. Și haideți să vedem și din astea micuțe, micuțe și drăguțe. Ok, music, muzica este primul mesaj și spune exprimă-te și iată-te, Gabriel este pe comunicare, pe exprimare.
Exprimă-te cântând la un instrument muzical sau poate să cânți cu vocea ta, pentru că muzica te va ajuta să-ți schimbi starea de spirit. Recharge, da, reîncărcarea bateriilor, v-am spus, e mare, mare nevoie. Și spune, te rog, încetinește, nu este egoist din partea ta să-ți iei timp liber și să ai grijă de tine, pentru că te văd acolo mai mult în genunchi pentru a avea grijă de ceilalți, cel puțin de copii, ce așa văd eu în momentul de față. Și nature, natura, îți zice în felul următor, reconectează-te cu natura și simte soarele pe pielea ta sau mergi desculți pe iarbă, pentru că este nevoie de împământare. Este nevoie de împământare, mergeți prin natură, puteți să puneți tălpile pe tera, nu știu, faceți băi cu sare, tot zic lucrul acesta și lucrați cu primul centru energetic, cu chakra rădăcină. Și haideți să vedem și zdrângănică, trâncănică, că nu ne-am mai jucat noi de mult cu zdrângănele, trâncănele. Ok, și haideți să punem în felul următor broscuța țestoasă, ia câte aici broscuța țestoasă și este o carte în Osho, da, în Osho, este o carte unde ea se numește Încetinirea, da, și ne spune așa, chiar dacă ai aștepta și ai aștepta că broscuța asta merge încet, 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 știi ce ți aduce ea? Și mai este o carte în setul acesta de cărți, am uitat cum se numește, nu contează, ea ți aduce The Treasure Island, comoara de pe insulă, și ca să ne înțelegem, ia că următoarele două zdrângănele, trâncănele, sunt doi bănuți, asta îți aduce broscuța țestoasă. Pentru că ai avut răbdare și mamă câtă răbdare ai avut și ai zis că nu se mai întâmplă, uite că se întâmplă, vine abundența în viața ta. Cât de frumos! Dragii mei din Zodia Vărsător, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru tine pentru luna octombrie 2021. Dacă ți-au plăcut, dacă au rezonat cu tine, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like, share și subscribe și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de coment și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.